Se consideră mulțimea M rond, adică de mână, a matricelor A mare de forma A mic 3B, B și A mic când A și B sunt întregi, da? Care este parte stabilă a lui M în raport cu mulțirea matricelor? Nu mai arătăm că e parte stabilă, adică produsul a două matrice de tipul acesta, A3B, BA cu C3D, DA, o să-ți dea tot o matrice de forma asta, da? Ce încere? Zice, băi, să se determine mulțimea tuturor valorilor pe care le poate lua determinantul lui A. Determinantul unei astfel de matrice este cine? A pătrat minus 3B pătrat, da? Știind că și A la minus 1 este din M. Păi dacă iau matricea A, hai să-l calculăm A la minus 1. A transpus înseamnă A3B, BA, da? Determinantul l-am văzut. Facem reciproca. Ce înseamnă? Punem întâi semnele complemenților algebrici plus pe diagonala principală lângă un plus, un minus și lângă minus plus și avem minorii. Ăsta al lui A este A, ăsta este 3B, tai linia, tai coloana e B, tai linia, tai coloana este A. Deci A la minus 1 va fi cine? Ăștia toți pe determinantul lui A. Deci A pe A pătrat minus 3B minus 3B pe A pătrat minus 3B minus B pe A pătrat minus 3B și A pe A pătrat minus 3B, da? E, ăsta de aici trebuie să fie tot din M. Adică ce înseamnă să fie din M? Păi observați că el este din M, că dacă îl notez pe ăsta cu alfa și fracția asta cu beta, observați că este alfa, ăsta este 3 beta, că e de 3 ori ăsta, ăsta e beta, ăsta e alfa. Deci alfa 3 beta, beta alfa este de această formă, numai că trebuie acești alfa și beta să fie întregi. Adică trebuie cine? A pe A pătrat minus 3B să fie întreg și la fel B pe A pătrat minus B pe A pătrat minus 3B să fie întregi. Și acum să vedem cât să fie acest A pătrat minus 3B. Observați ca o paranteză toate astea care îl conțin pe 0. Păi nu merg, pentru că dacă determinantul lui A este și 0, ea nu este inversabilă. Deci din start nici nu vă uitați la asta. Da? Și mai rămân acestea două. Acestea trei, pardon. Aici uite cum se face, oameni buni. Din moment ce ăsta este întreg și el la pătrat va fi tot întreg. Deci A pătrat pe A pătrat minus 3B totul la pătrat va fi tot întreg. Deoarece ăsta e întreg și la pătrat, pardon, el este întreg și el ori 3 este tot întreg. 3B pe A pătrat minus... era minus 3B, stați puțin să nu greșesc. Era întreg, că nu era minus... era A pătrat minus 3B pătrat, scuze, A pătrat minus 3B pătrat. L-am copiat eu de aia, chiar mă gândeam, zic, cum se face, că nu mai mergea nimic. Și la pătrat este întreg, deci B pătrat pe A pătrat minus 3B pătrat la pătrat este și el întreg. Înmulțit cu 3 este de asemenea întreg. Scăzând două numere întregi, este din nou întreg. Și iată, A pătrat minus 3B pătrat pe A pătrat minus 3B pătrat la pătrat trebuie să fie întreg. Dar ăștia să simplifică, că am zis că-s diferiți de 0, dacă altfel matricea nu este inversabilă. Atenție, ăsta este întotdeauna diferit de 0. Știți de ce? Pentru că dacă ar fi egal cu 0, ar trebui A pătrat să fie egal cu 3B pătrat. Adică A pătrat pe B pătrat egal cu 3, adică radical din 3 să fie plus minus A pe B. Dar A pe B fiind întregi, ăsta ar fi rațional. O radical din 3 nu este rațional, pentru că radical din ceva este rațional dintr-un număr întreg, dacă și mai dacă numărul e pătrat perfect. Ori 3 nu e pătrat perfect, este cuprins între 1 și 4, două pătrate consecutive. Deci îmi dă 1 pe A pătrat minus 3B pătrat, trebuie să fie întreg. Pe asta ce înseamnă? Că A pătrat minus 3B pătrat trebuie să fie divizor al 1, să fie plus minus 1. Da? Prin urmare, iată, mulțimea valorilor pe care le... Dar cine era acest A pătrat minus 3B pătrat? Este determinantul lui A. Prin urmare, determinantul lui A va fi plus sau minus 1. Problema se pune...
dacă există, că zice așa, mulțimea tuturor valorilor, știm că și A la minus 1 așa, problema se pune dacă există un A și un B măcar pentru care ăștia să fie 1 sau minus 1, da? Adică odată A pătrat minus 3, nu? Că asta îmi spune, zice, băi, determină mulțimea tuturor valorilor pe care le poate lua D de A, dar să existe aceea și B, da? Prin urmare, să vedem dacă ecuațiile astea au soluție. Păi la asta se cam vede. Am odată A egal cu 2, B egal cu 1, că 4 minus 3 face 1. Deci este validă, este bună, da? La asta, la altă, ia să ne gândim. Am? Păi să vedem. Dacă am soluție aici, asta înseamnă cine? 3b pătrat dincolo egal cu a pătrat plus 1. Cât ar putea să existe a ăsta? Hai să vedem. Dacă am soluție aici, nu? Poate dacă îl găsesc din ochi, știți că e mai simplu așa decât 2, 4, 5, 3, nu. Multiplul de 3 nu poate să fie, pentru că ar fi multiplul de 3 plus 1 și el... uite ce se întâmplă. A poate să fie în valorile următoare. În raport cu 3, că am divizitatea cu 3, poate să fie de forma 3K, poate să fie de forma 3K plus 1, poate să fie de forma 3K plus 2. Observați că din relația asta, ce înseamnă? Că A pătrat plus 1 trebuie să se divide cu 3, că împărțirea la 3 îți dă B pătrat. Hai să vedem. Cine poate să, cât este A pătrat plus 1? Pe aici A pătrat plus 1 este 9K pătrat plus 1, nu merge, nu se divide printre ei. Aici A pătrat plus 1 cât îmi dă? 9K pătrat plus 6K plus 1 plus 1 plus 2, ăsta e multiplu de 3 plus 2, nu merge. Iar 3K plus 2 înseamnă A pătrat plus 1 înseamnă 9K pătrat plus 2 ori 3 ori 2, 4 ori 3 plus 12K, plus 4 plus 1 plus 5. Din nou, ăștia sunt multipli de 3, ăsta nu e multiplu de 3. Deci niciunul din cazurile astea nu merge. Prin urmare, singura soluție pe care o poate lua determinatul lua este D de A egal cu 1. Da? Deci observați că era păcăleală. Dacă luam, ne grăbeam, ziceam, mi-a dat minus 1 și minus 1, gata, s-a trebuit, da, dar nu existau A și B pentru care se întâmplă treaba. Deci răspuns corect de.